multe investițiile se întâmplă și Antoine deja este fericitul câștigător al unui loc în fața Mob Expert, nu? E cea mai bună expunere pentru acum, nu știu dacă e fericitul câștigător neapărat, e fericitul câștigător la o activitate extrem de intensă în viitorul apropiat cu tot. Da. Pentru cei 30%? Aș veni ca și contribuție de capital cu 100.000 și cu 150.000 aș veni cu un împrumut, fără dobândă. Era oricum preferatul meu din start. Eu am spus la cine voia să știi. N-aveam voie să știu, dar am spus. Am vrut să știu dacă s-ar fi posibil să inversăm, adică 150.000 să fie investiții și 100.000 împrumut. Deci, în regulă, se poate inversa proporția. Catherine, Antoine, acceptați? Oui, oui. 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 Este foarte open mind, este direct, poate fi dur, sunt convins. Prezentarea dumneavoastră pe care ați făcut-o până acum, cu permisiunea dumneavoastră să vă spun, e cam varză. Și eu, ca un om bun, mă amintesc de tatăl meu. Știu că vă lipsește ceva. Nu știu ce vă lipsește acum, dar știu că dacă ne vom ocupa împreună și ne uităm împreună cu ce știți în primul rând dumneavoastră și cu ce mai știu și eu și cu ce mai știu încă 20-30 din colegii mei, cred că putem să facem ceva deosebit. Ideea este următoare. A doua zi dimineața nici n-am avut timp să mă trezesc, mă sună deja inginerul lui de la Târgu Mureș să vin să vedem la noi ce se întâmplă. Mi-a plăcut că domnul Antoine are această atenție către detaliu. Eu consider că experiența noastră de industrializare a unui produs ar putea să fie benefică. La revedere, papa! Și baftă la afaceri! Mulțumim! Bun. Păi rămânem cum am hotărât împreună. Cum am stabilit. Da, adică ne concentrăm pe produse de serie, dacă se poate. Un produs standard. Am spus de 3 pe 8. 3 pe 8, 3 pe 9, ce vă zicem? Da, și ne gândim la comenzi de 20 de bucăți odată. Exact. Adică ar trebui să ne recalibrăm producția pentru o căsuță pe zi. Și după aceea încercăm să facem partea asta de serie medie, să o facem separat. Ok. Ok, așa.